Gheorghe Vocila a fost profesor an de zile, dar a cochetat și cu politica, fiind o perioadă consilier local. Viața sa însă s-a împletit cu activitatea desfășurată la Colegiul Național din Nicu Golescu. Zeci de ani a îndrumat generații de elevi. În anul 2018 a împlinit vârsta de pensionare, dar a ales să mai rămână la catedră. Chiar în perioada de pandemie s-a adaptat vremurilor și a predat în sistem online, ultimele întâlniri cu elevii fiind chiar joia trecută. Sâmbătă un anunț fulgerător vestea trecerea sa la cele veșnice. Actualii elevi, părinți sau foști elevi au fost uimiți de neașteptat a plecarea sa din această lume. Mesajele au curs necontenit pe rețelele de socializare. Dumnezeu să-l odihnească, un mare om, un mare caracter. Rar ne este dat să întâlnim un asemenea dascăl, model de verticalitate, de profesionalism și mai ales de generozitate. Vom păstra în inimile noastre glasul său calm, privirea iscoditoare și omenia de care a dat dovadă tot timpul. Drum lin printre stele, domnule profesor. S-a stins un adevărat dascăl. Mi-aduc aminte cu deosebită plăcere de sfaturile împărtășite de dânsul când am devenit director de școală în capitala Californiei. Poartă-te frumos cu profesorii, fii un exemplu pentru ei, caută să clădești omul. A fost cel mai bun director și un profesor de excepție. Sincere condoleanțe familiei. Dumnezeu să vă întărească inimile îndurerate în aceste clipe grele. Va rămâne un profesor care a instruit atâția copii, dar mai cu seamă un om care le-a modelat caracterele. Nu vă vom uita niciodată noi, părinții și elevii. Sunt doar câteva dintre mesajele lăsate de cei care l-au cunoscut și apreciat pe profesorul Gheorghe Bocila. Trupul său a fost depus la Biserica Sfântul Gheorghe, iar slujba în mormântării va avea loc miercuri 9 decembrie la ora 13, iar la ora 14 va avea loc înhumarea la cimitirul Flămânda. Dumnezeu să-l odihnească!